Of, greu cu femeile astea, foarte greu. Dar să știți că nu suntem întotdeauna atât de indecise. Da, corect, nu întotdeauna. Mereu. A, bine că te decizi tu repede, mai ales dimineața când trebuie să alegi cu ce Adidas să bine, pleci bine, de acasă. Bine, hai să vedem cum a răspuns Alexandra Ungureanu mai departe. A, și acum schimb și subiectul. Te rog. Ce mă rogi? Uită-te. Când te simți tu happy? În continuare, bucuria mea se regăsește în ceea ce fac, în muzică, în acele acorduri care se adună și fac o piesă nouă de care sunt foarte mândră și o ascult peripeția, dar aștept să o împărtășesc cu lumea. Sunt sau încerc să trag de mine fiecare zi în care mi se pare că nu am motive să prea multe să fiu happy. Și mi este tot mai bine în ultima vreme să mă bucur de soare, de natură, de... Da, mă bucur de oamenii foarte frumoși pe care i-am în viață, puțin și buni, care sunt lângă mine, mă motivează, mă sprijină și îmi doresc să pot să fac același lucru pentru ei, deși știu că unor sunt egoistă. Îmi place mult să vorbesc despre mine, adevărat. Și cred că sunt mai puțin o bună ascultătoare. Cine crezi că te cunoaște cel mai bine? Am un prieten foarte bun, am pe mama care mă cunoaște foarte bine, evident. Deși, mă rog, am ajuns la concluzia recent că nu mă cunoaște chiar chiar de bine. Chiar de bine, dar a descoperit niște lucruri mai de prin adolescență. Da, asta e, da. Ei, cu toții avem lucruri, da. Nu le-am spus. Da, și în general, că și partenerul meu mă cunoaște destul de bine. Top 3 lucruri de pe bucket list-ul tău. Sens, vreau să mă plimb cu... balon. Cu balonul, cu aer cald. Sunt fascinată de acea imagine pe care o postează toți când merg în Capadocia sau cum se cheamă acolo, în Turcia. Și sunt atât de frumoase. Și a fost recent, acum câteva săptămâni, a fost un eveniment de genul la noi în țară, dar am avut concert, deși în apropiere nu am reușit să mă scriu din timp, ca să am parte de această experiență. Sper să se întâmple. Mă fascinează pe mine. Mi se pare, da, ceva frumos. După aia, ce mai am în plan? Mai am în plan să... un proiect în muzică despre care nu pot să vă spun foarte multe, dar... o să, probabil că o să se întâmple la anul. Și mi-aș dori foarte mult să se întâmple acolo, să-mi iasă pasențele și... sunt destul de convinsă că așa va fi, mi-adun energiile, așa direcție. Și mai am pe listă să am cât mai multe prilejuri să bucur oamenii din jur. Mă refer la, adică nu la public. Public, la familie și la, și exact, ce spuneam, oameni pe care i-am simțit aproape acum într-o perioadă mai dificilă prin care am trecut personal. Și simt că aș vrea să le dăruiesc înapoi. Da, și... pentru că chiar e important. Eu sunt genul de persoană, înțeleg, care vorbește, se descarcă și are nevoie să fie ascultat și da, primesc sfaturi pe care probabil, de care probabil nu țin cont, dar apreciez că le primesc. Da, da, da. Știu ce e important. Nu sunt genul de om care se țină în el. Poate să-i însemne slăbiciune, again, nu știu. Dar chiar e frumos ca unor să te oprești în loc să dai seama că există ceva minunat în viața ta și să fii în stare să le întorci ajutorul și bucuria. Fii atentă! Să ne imaginăm că ai avea o armă îndreptată spre tine. Asta e, na, să creăm presiune. Și ai avea o singură încercare să reproduci perfect de la A la Z versurile unui cântec. Dar gândește că e presiunea aia, că sigur că alegi un cântec de-al tău și așa, dar e presiunea aia mare. Ce cântec alegi? Ai o singură încercare. Dacă greșești orice cuvințel, pac! Puh. Ai urtat vreodată versurile într-un concert? Da, ale mele personale, da. Le-am urtat de mai multe ori. Da, zic. Ce-ți alegi? De la Shania Twain, You're Still the One. Od. Le știu, nu cred că nu le-aș uita vreodată. Am câtat de multe ori piesa asta, o iubesc, așa am descoperit-o pe această solistă care are un timbru de care m-a apropiat foarte tare. Sunt convinsă că viața mea este... safe. Am înțeles. Perfect.
Te rog, da, da. I'm so glad we made it. Look how far we've come up, baby. Ok, this is my kid. Mulțumesc, da, și vreo dată. Asta e. You're still the one I run to. The one... Uite, acum l-am uitat de emoție. Deci, be, bang, bang. E, e greu, e greu. Vreau să știu care sunt versurile tale preferate. Nu neapărat poezie, pot fi și ale unui cântec. Lyrics. Versurile tale preferate. Ha. E atât de greu. Știu. Cred că am mai vorbit, da, trecută de iubirile mele muzicale și una dintre formațiile preferate, în primul rând, datorită versurilor, este R.E.M. Sunt foarte multe versuri frumoase acolo. O piesă la care mă raportez de multe ori foarte close and personal este Wildest Moments de la Jessie Ware și îmi place foarte mult. Oricum, la piesă, la cântece m-aș raporta, pentru că recunosc, n-am mai citit poezie de foarte mult timp. Și dacă mă pui așa la repede înainte, cred că da, într-adevăr, și îmi vin în minte doar clasici pe care am învățat în, în școală și fiind lectură obligatorie, parcă nu am simțit așa. Exact. Iar sunt câțiva poezi pe care am descoperit în ultima vreme. Mi-ai făcut poftă să citesc poezie cu această întrebare. Dar rămânem la versurile R.E.M. deocamdată, da? Când ești nervoasă, agitată, ce te calmează cel mai ușor? Eu. Dai două palme și fac. Da, da. Fac niște exerciții de respirație. Da? Un fel de meditație. Da. Cine e eroul tău sau eroina ta? Mama. Da. Un film sau o carte preferată din copilăria ta? Îți amintești ce te obseda, să zicem, când erai micuță? Pa, am trecut prin multe etape. Am fost fan Țesoasele Ninja. Da, am... din copilăria mea mică, mi-amintesc aventurile lui Habar N-am. Da, știi? Da, despre ce vorbesc, da. Omulețul ăla cu salopetă, cred că portocalie sau albastră și pălăria aia imensă. Da, aventurile lui Habar N-am. După care mi-a plăcut mult cărțile cu indieni, westernile. Și filmele? Și filmele cu indieni, da. După care m-am mutat pe mușchetari. Am avut o felul de obsesie în copilărie, da. Dar sunt foarte, foarte simpatice. Ultimul serial pe care l-ai urmărit? Că ai zis că îți place să te uiți la seriale. Faci maratoane de alea lungi? Nu mai fac. Am pierdut destul de mult timp. Peaky Blinders. Dar nu m-am apucat de sezonul nou și cred că voi întârzia destul de mult maratoanele, cred că o să le voi lăsa după sărbătorile de iarnă, pentru că am foarte mult de lucru și sunt foarte entuziasmată. Și acum te temperezi. Așa. Nu. Zi un serial sau un film pe care l-ai urmărit doar pentru că toată lumea făcea asta și spunea neapărat să te uiți la bla bla bla. Păi așa am început cu Game of Thrones. Da? Eu l-am început când el deja era la sezonul 5 și ăsta a fost cel mai maraton între maratoane. Am văzut toate sezoanele în câteva zile. Și nopți. Care e prima jucărie de care ți-amintești de când erai micuță? De care ți-amintești că a fost prima? Ca un device preferat. Eu am avut de foarte mică microfon pentru că ai mei au știut că sunt pasionată de muzică și am avut un microfon din ăla cu fir. Avea o formă fascinantă, acum mi-aș dori foarte mult să-l găsesc, pentru că era cilindric și era jumătate negru, jumătate argintiu și băgam în... aveam un radio din ăla vechi, Pacifica, nu știu cum, cu pick-up. Wow. Și acolo băgam și amplifica aia, sărac, să zic groaznic, dar eram atât de fericită că amplifica. Și la un dat l-am învelit pe tot în stanul de la ciocolată, ca să fie... Totul shiny! Da. Am un pic microfonul ăla, mai mult decât jucărie. Microfonul și copza aia. Mai răsărit un pic mai târziu, dar tot, da, epic. Care e primul lucru pe care îl observi la o persoană atunci când interacționați pentru prima oară? Depinde, cred că fiecare, adică fizic vorbind, are anumită trăsătură care... Iese în evidență. Iese în evidență și automat, cred că atrage atenția și te duci acolo. Nu mă uit la ochi, uite la tine, mă uit la ochi. Niște ochi superbi.
și tu. Mulțumesc. Acum e momentul ăla în care da, de complimentare. Ci plac așa. Sunt persoane care au mâini foarte frumoase, foarte expresive. Da, 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 da. E un element la care mă uit destul de des pentru că îmi plăceau foarte mult mâinile tatălui meu. Aveam niște mâini care m-au luat forță, dar în același timp foarte grațioase. Da, da, și îmi plăcea forma unghiilor. Și da, recunosc că la bărbați, în general, mă uit la forma mâinilor. Așa, sau... poate fi un defect, nu știu, un fir de păr pe nas. Da, 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 care ți atrage atenția, așa e. Și nu poți treci peste și ești, te rog, te rog. Sau o șuviță care nu se roagă. Da, da. Miseria, panic. Ce te face să te îndrăgostești de o persoană? Nu știu. Ar vrea să știu, ca să pot să stopez... Procesul în cazuri nefericite, multe la număr. Se întâmplă, e acel je ne sais quoi, da, care te îmbrobătește și te fraierește. Da. Mostly. Deci nu poți zici că ar fi o rețetă. Nu există o rețetă, dar e adevărat că foarte multe din relațiile mele au început în mediul virtual și... da, trebuie să... adică discursul trebuie să fie smart și funny și... până la urmă e vorba tot de aceea abordare personală. Nu știu să spun, da, da, bă, așa și mă voi îndrăgosti de tine. Da, habar n-am. Bă, ce funny. Mi-ai dat două detalii. Sunetul tău preferat? Sunetul muzicii. Da, nu? Da. De cine ți este cel mai dor? De tata. Dacă ai fi un creion, ce culoare ai avea? Sau ce culoare ai vrea să ai? Roz pudrat. Deja toate sunt îmbrăcate în maroj, în nuanțele acestei toamne. Dacă s-ar face un film despre viața ta, ce gen de film ar fi? Păi, ceva foarte trist. Ceva ce trebuie inventat. Foarte depresiv. Da. Ar putea fi și... Un film din ăla, mi-ar plăcea o rețetă americană cu de toate, cu final glorios, cu o morală foarte puternică, cu scene tragicomedie. Și tragicomedie și pasionale și da, da, poate chiar o să existe. Într-o zi o să mă hotărăsc și o să scriu o carte despre viața mea și foarte multă lume o să știe chestii pe care nu le-am spus niciodată și nici aici la tine să știi că nu o să le spun. Și când o să faci tu lucrul ăsta și să scrii autobiografia, te-ai gândit deja la un titlu? Cum s-ar numi? Hai să facem acum exercițiul ăsta. Ce titlu ai da autobiografiei tale? Nu știu, ar fi ceva cu emoțiile, cu sub imperiul emoțiilor. Da, cu ceva cu emoțiile, că asta mă guvernează și m-a presus de rațiune și de... lege, de... legile firii. Da, 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 emoțiile sunt ceva copleșitor pentru mine. Am senzația că nu sunt făcută din carne și oase, ci numai din emoții care mă... Copleșesc, exact. Dacă ai putea să mergi la orice concert, din trecut sau prezent, la ce concert ai dorit cel mai tare să participi? Păi, din viitor. O să vină Celine Dion. Mi se pare wow să fii martoră la... Femeia are acea voce, instrument, lacrimă. Chiar dacă nu sunt fană neapărat și nu... stilul lui sau așa, dar mi se pare o experiență de neratat, ce obțin pentru un artist să nu meargă la acest concert. Curaj, parcă se cheamă, este numele turneului și... Și încă nu mi-am luat bilet. Neapărat? Neapărat? Ok. Dacă ai putea să joci în orice film, la fel din trecut sau prezent, în ce film ți-ai dori să joci? Da, poate uite în My Fair Lady. Da, da, Mulan Rouge. Sau Chicago. Mamma Mia. Sau Mamma Mia, da. Partea preferată a zilei, mi-ai zis că noaptea ești mai creativă, dar poate nu... Și mai activă, mă simt mai bine activă fizic. Da. În prima parte a zilei... Da. Dacă ai putea să te teleportezi, că tot vorbeam mai devreme, unde ai fi acum? Acum? Uh-huh. Uite, la masa aia de mai în spatele camerelor și aș mânca ceva foarte bun pentru că mi-e foame. Dar voi mai aștepta... Acum nu o să te întreb, că ar fi sadic, dar ba da, o să te întreb. Ce ai mâncat ieri la prânz?
Ieri nu am mâncat la prânz pentru că am foarte multă treabă. Și dimineața nu am mâncat pentru că nu prea mănânc dimineața, nu mi-e foame dimineața. Și am mâncat masa de dimineață pregătită de mama, că ieri am peste noapte am rămas la mama, că așa a fost să fie. Și mi-a făcut ea omletă cu legume și asta am mâncat-o undeva pe la ora 5 după amiază. Omletă cu legume și o felie de pâine cu icre de știucă. Știu că n-ați trebuit să te întreb asta. Da. Da. Care e cea mai inteligentă persoană pe care o cunoști? Inteligentă putând să însemne emoțional sau nu? Da, inteligență care vine din foarte mult citit și văzut de filme de artă, și dar citit enorm. Deci n-am văzut, nu cred că există o persoană care să citească mai mult de atât și care să aibă la ea totdeauna niște vorbe excepționale, trecute evident prin filtrul propriu, pentru că este o persoană minunată și extrem de smart și funny și de toate. Și acum o să mă urască pentru că... O să zic chestia asta și se numește Irina și este una dintre prietenele mele cele mai bune, care mâine vine în țară pentru că ea locuiește de câțiva ani și lucrează în Uganda. Yeah. Da, într-un loc interesant pe care aș vrea să-l vizitez, având ocazia ea fiind acolo, pentru că altfel nu m-ar fi tăiat capul pe mine, dar uite că nu a fost să fie până acum. Până acum. Mm-hmm. Irina, sunt mândră că ești prietena mea. Ești cea mai smart persoană pe care o știu. Gata. Dacă aveam un semn de avertizare pe tine, ce ar scrie pe el? Cum să... Nu știu, eu când vin și vorbesc... Că suntem la Happy Channel, tot îmi vine să vorbesc cu termeni din engleză. Care este? A se manipula cu grijă. I bruise easily. Ok. Da. Cum îți imagini, sau nu, de fapt, cum arată pentru tine iadul? Cred că se regăsea cumva într-una dintre situațiile menționate în jocul tău, ori asta, singurătate eternă într-un loc, ori cu cele printre cei mai enervanți oameni de pe planetă, iarăși, și forever. Uite, iadul ar fi să alegi între astea două. Da, 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 da. Da, are sens, are sens. Cine a făcut întrebările alea? Bad. Dacă n-ai putea folosi decât un singur cuvânt toată ziua, să fie așa ca un blestem, ce cuvânt ți-ai alege să folosești toată ziua? Un singur cuvânt. Mulțumesc. Mm-hmm. Dacă acum în fața ta ar fi un copil, nu un copil, un adolescent, și ar trebui să-i dai un singur sfat despre viață, ai avea o mare responsabilitate. Da. Ce i-ai spune? Dacă a dobândit deja până la vârsta asta, să scape și sau să se educe singur în ideea de a-și depăși fricile, să adune cât mai puține frici, să fie un om liber care să nu-i fie frică de alte persoane, de a lua decizii, de situații, să nu-i fie frică să rănească alte sentimente, pentru că asta se întâmplă oricum. Yeah. Și să ia deciziile pe care le ia fără frică și fără... Să se gândească să mulțumească pe toată lumea. Da, da, cu toată inima și conform personalității, gândurilor și sentimentelor proprii, fără frică.